important de lansare unui nou instrument digital de susținere a dezvoltării antreprenoriale și anume platforma Instruire la distanță academychamber.media. Cu această ocazie aș dori să mulțumesc partenerilor de dezvoltare, celor din Suedia și Marea Britanie, care prin intermediul proiectului Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului, UpTrade, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a contribuit esențial la crearea acestei platforme de e-learning, care va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate o serie de cursuri, programe, webinare, dar și alte instrumente utile pentru dezvoltarea cunoștințelor atât de necesare în condițiile actuale pentru mediul de afaceri din țara noastră și nu numai. De asemenea, aducem sincere mulțumiri Academiei Camerei Internaționale, ICC Academy, reprezentanții căruia sunt alături de noi astăzi la acest eveniment și vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Satar Pafi, care este alături de noi pentru a ne susține în lansarea acestui nou produs. În prezent, când există o tendință globală de digitalizare a mai multor servicii și o dezvoltare rapidă a tehnologiilor informaționale, apare o tendință firească de a transforma activitatea profesională, inclusiv cea de instruire și acumularea a noilor cunoștințe în formatul virtual. Astfel, Camera de Comerț și Industrie și-a propus să identifice și să ofere soluții inovative pentru gestionarea procesului de învățare și acumularea noilor cunoștințe prin dezvoltarea unei platforme de instruire la distanță pentru reprezentanții mediului de afaceri, dar și pentru alte persoane interesate de noile conținuturi educaționale și dezvoltarea personală în cele mai diverse domenii de activitate. Utilizarea unei platforme de e-learning este o alternativă modernă pentru procesul de educație clasic, care corespunde cerințelor actuale ale pieței muncii și răspunde necesităților dezvoltării din punct de vedere profesional sau personal a diferitor categorii și beneficiari. Platforma de instruire la distanță academychamber.media își propune ca obiectiv principal de a oferi tuturor persoanelor interesate un set de instrumente care ar facilita acest online la distanță. Avantajele utilizării platformei de instruire la distanță ar fi următoarele. Acces direct la programe de instruire online, cu posibilitatea selectării personalizate a subiectului de interes, furnizare de instrumente digitale de inovație, comunicarea obiectivelor de învățare și organizarea individuală a termenilor de învățare, posibilitatea comunicării cu experții formatori, monitorizarea și comunicarea eficientă a învățării. Pentru început, cu suportul partenerilor, ne propunem să oferim persoanelor interesate 3 module de instruire pentru reprezentanții companiilor din Republica Moldova, și anume proceduri vamale de export, derularea afacerii și contractarea internațională, dar și particularitățile de, și avantajele certificării UE. De viitor, ne propunem să modernizăm această platformă de instruire la distanță și să creăm o diversitate mai mare de module, cum ar fi pe domeniul financiar, juridic, cu mai multe subiecte cu caracter economic, care sperăm noi vor fi de interes pentru mediul de afaceri. În final, vreau să mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru interesul la lansarea acestei platforme. Văd că în direct ne privesc foarte multe persoane, se transmit în direct pe Facebook, pe mai multe canale de televiziune și sperăm că această conferință de lansare va trezi un interes sporit în rândurile antreprenorilor din Republica Moldova.
Stimați parteneri, onorată asistență, acum vreau să ofer cuvântul domnului Dumitru Udrea, managerul proiectului Dezvoltare Capacităților de Export pe Malurile Nistrului A3, un partener al nostru în implementarea acestui program și acestei platforme, datorită cărora suntem astăzi aici și vom susține mediul de afaceri. Stimate domnule Udrea, vă invităm cu un cuvânt de salut. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor, stimați parteneri, reprezentanții ai comunității de afaceri de pe ambele malurile Nistrului, bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la evenimentul de lansare a platformei de învățare la distanță, destinată în special mediului de afaceri de pe ambele malurile Nistrului. Această platformă, atât de necesară în contextul crizei sanitare, a fost posibilă de elaborat datorită suportului financiar acordat de Suedia și Marea Britanie prin intermediul proiectului dezvoltare capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, deja cunoscut în mediul de afaceri ca prin abrevierea AdTrade. Doresc să mulțumesc partenerilor noștri, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Camerei de Comerț și Industrie din Tiraspol pentru efortul depus pentru a ne bucura astăzi de această platformă și a o vedea funcțională. Una din prioritățile proiectului AdTrade pe care îl reprezint este digitalizarea afacerilor și punerea la dispoziția mediului de afaceri instrumente și platforme online menite să exploreze noi piețe, să-și extindă activitățile de export, să-și sporească volumul vânzărilor prin stabilirea contactelor virtuale B2B și, nu în ultimul rând, crearea de tururi virtuale pentru companiile în contextul pandemic să aibă alternative eficiente pentru a-și promova producția atât în țară cât și peste hotare. Acum și platforma e-learning, care va fi prezentată astăzi, complementează cele obținute până în prezent, venind cu soluții inovatoare digitale care își propune să ofere comunității de afaceri un set de instrumente care să faciliteze accesul la diverse programe de formare, instruiri individuale sau corporative, care corespund cerințelor actuale ale pieței muncii și răspund necesităților dezvoltării din punct de vedere profesional sau personal a diferitor categorii de beneficiari. Odată cu elaborarea platformei cu scopul proiectului AdTrade vor fi create primele 3 module de învățare în 2 limbi, română și rusă, iar unul din module va fi prezentat sau testat astăzi în cadrul evenimentului și ține de procedurile vamale de export. Pentru a nu lua mult timp și a trece nemijlocit la aspectele practice ale evenimentului de astăzi, vreau să doresc tuturor participanților un eveniment cu multă informație utilă și la nivelul așteptărilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnul Udrea, pentru implicarea inclusiv noastră personală în derularea acestui program, dar și în speță crearea acestei platforme, după cum ați și menționat, care va fi foarte utilă în deosebire în situația acestei pandemice, dar eu cred că și după pandemie vom putea combina modulele offline, dar și online pentru companiile de pe ambele maluri râului Nistru. Vreau să vă zic că experiența deja internațională există pe acest, în utilizarea acestei platforme și alături de noi, după cum am menționat, este doamna Satati, care este managerul de comunicare și evenimente la Camera Internațională sau Academia de Camera Internațională, pentru a ne împărtăși din experiența care au avut-o colegii noștri în derularea astfel de platforme în afara deci Republicii Moldova și vreau să rog în această ocazie pe Satati să vină cu experiența pe care o au ei. Satati, good morning, how are you? Hi, good morning. I'm very good. Bună dimineața, mă simt foarte bine. Am să fac prezentarea din partea managerului nostru, dumnealui nu putut să fie astăzi din cartea unei urgențe de familie, deci a trebuit eu să o fac. Bine, atunci voi începe. Am careva slide-uri pe care vreau să le împărtășesc, dar la început mă voi prezenta pe mine, după care voi împărtăși ecranul meu. Deci, bună dimineața tuturor! Sper că ați avut un început de săptămână bun. Sunt Priyanka Satapati, sunt manager de evenimente și comunicare din partea Academiei Internaționale
din Camera de Comerț. Aș dori să vă felicit, Camera de Industrie și Comerț de Moldova, pentru lansarea acestei platforme de e-learning. Știm că pandemia a crescut nevoia de studii online. Majoritatea serviciilor acum sunt oferite online și îi ajutăm astfel pe instructori, pe moderatori, pe profesori să-și folosească timpul mai bine și mai util prin aceste platforme. De aceea, studiile online au fost reinventate. Acum voi înceta video și voi împărtăși cu dumneavoastră slide-urile. Vedeți slide-urile? So I would like to introduce the ICC Academy, which is the Aș dori să prezint Academia ICC, care este din partea. Noi reprezentăm peste 35 de milioane de companii și misiunea noastră este ca afacerea să lucreze pentru toți, peste tot, oricând. În 2015 a fost stabilită această academie. Și a fost creată pentru mediul de afaceri internațional, pentru a oferi oportunități pentru toți. Am oferit certificate online și am ajutat persoanele. Îmi pare rău, dar nu vedem prezentarea. Da, o clipă, voi încerca să fac ceva. O puteți. De business pentru a prezenta oportunități de business pentru toți. Am oferit certificate online și servicii online pentru a ajuta corporații, băncile și mediul de afaceri în exportul internațional și comerțul internațional. Doar de 6 ani lucrează. Totodată avem deja absolvenți din 170 de cărți care, din țări care au care beneficiază de tot felul de programe. Candidații și îmi cer scuze, doamna, vorbește foarte repede. Avem organizații, parteneri din bănci, din finanțe, brokerii și sistemul VAMAL, doar câteva dintre partenerii noștri. Certificarea noastră se face în ASO, ISO, care este principală corp de certificare. Absolvenții noștri vin din 170 de țări și reprezintă companii din toată țara, de la băncile principale, ca, spre exemplu, corporația din Asia și Consiliul Chinez pentru promovarea economiei și exportului și organizațiile interguvernamentale, inclusiv comerțul global ca business. Noi înțelegem că noi măsurăm satisfacția clienților. După ultimul nostru, după analiză, 96% din absolvenți ne-au dat o notă pozitivă și ar recomanda certificarea noastră colegilor săi și ei cred că ei au fost de foarte mult folos compania noastră. Noi am lansat mai multe certificări și programe din diferite categorii. Finanța de export internaționale. În această prezentare voi vorbi despre două programe noastre legate de business internațional pentru afacerile mici și medii.
Primul este certificat de export-import, care oferă niște standarde legate de export-import, beneficiază afacerile mici și medii pentru export, la fel și executorilor și juriștilor care se ocupă de export-import. Examenele ca și predarea se fac online. Iau cam 3 până la 10 ore pentru a împlini cursul, pentru a finaliza cursul și oferă o bază bună pentru companii. Următorul program despre care vorbim este Incoterms 2020. Este din partea Academiei noastre și ajută. Este calificarea online unică care este aprobată de către ICC. Cum vedeți, certificarea este acreditată de către Institutul de Finanțe. Oferim și niște resurse adiționale pentru candidații și absolvenții noștri. Oferim podcaste, webinare, ca toți membrii comunității noștri să fie în pas cu toate tendințele de pe piață. Experții din industrie participă în aceste discuții. La finalizarea cursului, candidații iau un examen online, pe care îl fac în timpul său. Nu trebuie să meargă oriunde într-o clădire specială. O fac online și o fac atunci în timpul său personal, când le este comod. Noi încercăm să înțelegem foarte bine audiența noastră, clienții noștri, care sunt nevoile lor și dorințelor. Noi oferim studii superioare, cu interface ușor de folosit, care ne oferă niște experiențe foarte bune. Pentru a primi o certificare bună, putem să le selectăm calitățile și cursurile care ne sunt de folos. Nu ne pasă de educație și dorim să oferim cea mai bună experiență pentru candidații noștri. De aceea, fiecare curs are un conținut proaspăt care reflectă piața de muncă, piața de business care se schimbă așa de rapid. Oferim clienților și PDF și ghidurile care se pot descărca ca să-i ajute în studii. Noi îi ajutăm în certificarea sa, care este recunoscută internațional. Dacă aveți mai multe întrebări, puteți să vă conectați cu echipa noastră de vânzări. Yes, thank you so much. Platforme și ceea ce faceți dumneavoastră la Academia Camerei Internaționale. Vreau acum să-l invit alături de noi pe colegul nostru de la Tiraspol, pe domnul Vladimir Isaev. Domnul Isaev, vă rugăm! Доброе утро, коллеги из Торгово-промышленной палаты, господин Харя. Доброе утро, коллеги. Bună dimineața, dragi colegi. Bună dimineața. Владимир, микрофон включите, пожалуйста. Cu părere de rău, deci acum nu-l mai auzim, este rugat să includă microfonul pentru că nu-l auzim.
Vreau să salut colegii de la Camera de Comerț și Industria din Republica Moldova, domnul Udrea, domnul Harea și colega de la Academia Internațională. Sunt foarte bucuros să particip la acest eveniment. Vreau să mulțumesc colegilor pentru această nouă posibilitate. Vreau să mulțumesc celor de la Națiunile Unite pentru că au susținut acest program. A fost făcută o alegere corectă și au contribuit foarte mult la realizarea acestui proiect. Camera de Comerț și Industrie este una foarte activă în domeniul promovării celor mai noi experiențe și Camera de Comerț și Industrie din Transnistria are și ea o școală de business, e un avantaj datorită contribuției Națiunilor Unite. Vreau să mulțumesc colegilor de la Națiunile Unite pentru susținere. Deci foarte mulți participanți vin la școala noastră, organizăm training-uri, cursuri practice, dorim ca acest proces să continue, să fie modernizat. Noi avem nevoie de actuala platformă, este una foarte utilă pentru activitatea noastră, pentru că e o idee foarte, foarte bună în acest sens. E extraordinar că acest proiect a fost realizat, că proiectul acesta are un viitor și că noi vom avea posibilitatea să utilizăm această platformă. Ne va fi de folos celor din business pentru că studiile actuale, studiile care ne permit să facem cunoștință cu situația actuală de pe piață, este foarte utilă, știm foarte bine cu toții acest lucru. Vreau să transmit cuvântul colegilor mei pentru că vreau să aud mai multe detalii vis-a-vis de realizarea proiectului. Suntem interesați să vedem cum va funcționa această platformă. Mulțumim, stimați colegi, vreau acum, într-adevăr, cum s-a menționat, să intrăm în detalii cum funcționează această platformă și vreau să-l invit pentru a da mai multe detalii despre funcționalitate pe domnul Cotrău, care reprezintă compania Infomed Pro din România. Domn director, vă rugăm să dați mai multe detalii despre funcționalitatea platformei. Bună ziua tuturor! Ne pare bine să ne aflăm aici în acest moment alături de dumneavoastră. Aș dori întâi de toate să mulțumesc antevorbitorilor mei referitor la prezentarea care s-a făcut la ceea ce prezintă avantajele e-learning-ului în momentul de față, digitalizarea activităților per ansamblu aferente anului 2021, mai ales din perspectiva pandemiei de COVID care ne-a afectat pe toți. Aș dori în special să-i mulțumesc și doamnei care a făcut prezentarea de la Academia Camerei Internaționale de Comerț, care a făcut o foarte bună prezentare în ceea ce înseamnă avantajele e-learning-ului și aș vrea să completez și eu sub o altă formă aceste avantaje, să vi le prezint cât mai ok pentru dumneavoastră, astfel încât să înțelegeți ce înseamnă de fapt aceste avantaje e-learning. Pentru asta eu am să îmi fac un share la ecran. Aș dori să știu dacă merge share-ul și se vede de către toată lumea. Este ok? Scoate camera noastră. Bun. Se vede prezentarea. Da, se vede. Da, bun. Ok. Într-o primă fază, aș dori și eu să vorbesc despre avantajele e-learning-ului pentru a vă prezenta toate aceste opțiuni care le oferă o platformă de tip e-learning, respectiv niște cursuri online interactive. Așa, eu am făcut o prezentare mai în amănunt și vă ofer și dumneavoastră, astfel încât să aveți și dumneavoastră exact ceea ce prezint eu pentru o mai bună înțelegere. Deci, ca să începem așa, dintre avantajele e-learning-ului menționăm controlul asupra procesului de învățare care aparține cursantului. Acesta este un obiectiv foarte important. Din ce cauză?
Avem un acces flexibil la informație, putem să reluăm informația, respectiv cursul, de câte ori dorim, fără să fim influențați de alte aspecte externe ce țin de noi, așa, sau a unei părți din curs. Ce înseamnă asta? Ce vreau să spun prin asta? Noi putem să reluăm un curs de câte ori dorim, astfel încât nu suntem influențați, să zic, de prezentarea unui lector la sală, o prezentare care poate fi, să zic, influențată de anumiți factori externi, mediul de lucru, timpul în care s-a făcut prezentarea respectivă a cursului și așa mai departe. O platformă e-learning oferă un mediu confortabil de învățare, fără un risc pentru cursant, care elimină frica de a răspunde. După cum știm, fiecare cursant are un profil al lui psihologic, care îl ajută sau nu să fie interactiv, să zic, cu lectorul unui curs la sală, dacă o luăm așa ca și tip de exemplu. Sunt unii cursanți care nu oferă un feedback, să zic, lectorului și acesta este foarte greu să realizeze dacă un cursant a reținut sau nu conținutul pe care lectorul respectiv dorește să-l prezinte. Printr-o platformă e-learning oferim cursantului un confort pe partea asta de învățare, astfel încât, repet, el să poată relua cursul de câte ori dorește, când dorește și de pe ce dispozitiv dorește. Un alt mare avantaj al unei platforme e-learning este prezentarea pe module a cursului. La fel ca și o carte, un curs online poate fi prezentat sub formă de capitole și lecții, fiecare lecție fiind recomandată să nu depășească, să zic, un 5-7 minute. De ce? Pentru că informația prezentată într-un curs online este foarte structurată, foarte comprimată, astfel încât nu dorim să prezentăm într-o lecție de tip online mai multe subiecte. Noi putem astfel structura, să zic, un curs online pe mai multe lecții, dar într-o lecție, repet, se va vorbi despre un singur subiect. Cum am spus și mai înainte, poate exista o accesibilitate nelimitată, așa. Diferența, o altă diferență între partea de cursurile online și cursurile la clasă, o reprezintă timpul petrecut în parcurgerea și înțelegerea ideilor. Diferă foarte mult. Un curs, de exemplu, un curs de tip online, când îl parcurgem prima dată, are o perioadă de parcurgere, să zic, foarte scurtă. De exemplu, o oră. Dar este foarte important să calculăm durata de înțelegere a cursului, care diferă de durata de parcurgere a cursului. Și asta în funcție de cursant. Exact cum explicam mai înainte, în funcție de tipul de cursant, unii poate înțeleg mai ușor la prima parcurgere a cursului, altora le este necesar o parcurgere repetată a cursurilor până la înțelegerea acestea. Tot revenind la platforma e-learning, măsurarea eficacității de către angajator, repet, sau de către companie, a parcurgerii cursului de către cursant. Diferența între un curs la clasă și un curs online constă în următorul fapt. Conducătorul unei organizații care oferă posibilitatea cursanților, angajaților lor să parcurgă un curs online față de un curs fizic, o reprezintă partea de statistică. Angajatorul va avea întotdeauna posibilitatea să vizualizeze statistic gradul de parcurgere a cursurilor de către cursanți și oferirea unui feedback privind modul de parcurgere, de exemplu, a temelor, a sarcinilor de lucru, respectiv a testelor din cadrul cursului. Acesta este un element foarte important și diferit față de cursurile la sală, când de foarte puține ori se poate obține, să zic, din partea angajatorului acest feedback privind modul de parcurgere și modul de percepere a informațiilor primite la un curs de către cursant. Scăderea costurilor reprezintă iarăși un element important prin eliminarea cheltuielilor de transport, cazare și organizarea cursurilor. Într-adevăr, pentru realizarea unui curs de tip online,
cheltuielile inițiale sunt mai mari, dar acestea pot fi compensate pe parcurs prin predarea, să zic, a respectivelor cursuri către tot mai mulți angajați, fără a fi nevoie de cheltuieli ulterioare. Modificarea informației difuzate înseamnă că noi avem posibilitatea ca și lector în cadrul unui curs online de pe o platformă e-learning să actualizăm permanent cursurile, astfel încât cursanții noștri vor avea tot timpul o documentație actualizată. Ei vor fi tot timpul, vor avea la dispoziție tot timpul ultima actualizare, să zic, a cursului nostru, care poate fi făcut oricum. Aici aș dori, de exemplu, la partea de final, să avem și o discuție interactivă, ca să aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră cum vedeți diferența dintre această platformă e-learning și predarea la clasă. Care este punctul dumneavoastră de vedere și să inițiem o scurtă discuție și pe această temă. Mergând mai departe pe partea asta de avantaje e-learning, am să vă prezint platforma care noi am construit-o pentru Camera de Comerț și Industria Republicii Moldova și țin pe această cale să mulțumesc conducerii Camerei de Comerț pentru încrederea acordată și am să fac o mică prezentare a caracteristicilor care le oferim prin această platformă. Această platformă integrează absolut toate caracteristicile care le-am discutat anterior, dar acum aș dori să le discutăm puțin mai pe larg. Eu am făcut aici o prezentare cât mai amplă, ca să vă pun și la dumneavoastră la dispoziție toate caracteristicile care sunt integrate în platformă. Și anume, în primul rând, platforma este realizată în trei limbi, română, rusă și engleză, adică înglobează atât cursuri în limba română, în engleză și în rusă. Are o interfață intuitivă de creare a cursurilor. Aici mă refer la partea de administrare a platformei, de către cei care vor administra platforma. Crearea cursurilor în cadrul platformei este foarte ușor de folosit, astfel încât nu necesită cunoștințe avansate de IT, doar de parte de logică, cum să se administreze, cum să se creeze respectivul conținut. Platforma are un design responsiv, astfel putând fi urmărit cursul de pe tabletă, laptop sau telefon mobil. Permite integrarea, crearea nelimitată de cursuri. Nu există nicio restricție din acest punct de vedere. Cum am spus și mai înainte, permite structurarea pe cursuri, pe capitole și pe lecții. Exact ca și o carte, să o luăm așa comparativ. Ceea ce este important este că permite inserarea resurselor de tip text, poze, video, animații și așa mai departe, jocuri, prezentări. Dacă mergem pe partea cealaltă, a prezentării în partea dreaptă, vedem că se poate integra cu SCORM, articole, storyline și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri de aplicații externe care pot fi integrate în platformă, fără niciun fel de restricție. Care este avantajul acestui fapt? Este faptul că noi putem să creăm un curs foarte interactiv, bine structurat, ușor de parcurs și ușor de înțeles de către cursanți, care este și obiectivul, să zic, principal de învățare al nostru. Partea de testare este iarăși o parte, să zic, care aduce un plus valoare platformei prin testarea obiectivă. Aici am să vorbesc imediat mai în detaliu, la următorul slide. Așa, care este un mare avantaj iarăși? Este partea de creare de grupe sau compartimente. Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă suntem o companie și dorim să creăm cursuri pentru angajații noștri, noi putem să structurăm pe compartimente, astfel încât compartimentul contabilitate sau compartimentul resurse umane să aibă acces la cursuri diferite, dedicate doar compartimentului respectiv. Un alt mare avantaj al platformei noastre reprezintă posibilitatea parcurgerii secvențiale a cursului sau chiar al cursurilor. Am să vă explic ce înseamnă acest fapt. Noi putem, ca și lectori al cursului, să setăm modul în care dorim ca
cursantul să parcurgă cursul nostru. Putem să oferim libertate cursantului astfel încât el să parcurgă aleatoriu oricare lecție o dorește sau putem să îl obligăm să urmărească secvențial. Ce înseamnă asta? El va trebui să parcurgă în ordine lecțiile puse în respectivul curs. Asta oferă o mai multă îi oferă lectorului mai multe șanse de a obliga cursantul să meargă pe dorința, să zic, a lectorului de parcurgerea cursului. Așa. O altă caracteristică foarte importantă care a fost integrată în platforma noastră este procesatorul de plăți online, MPay, astfel încât dacă, să zic, ulterior se va dori crearea și comercializarea de cursuri de tip online pe platforma academychambers.md, există acest procesator de plăți online, astfel încât doritorii să poată achiziționa cursurile în orice moment, iar după achiziția acestor cursuri să parcurgă imediat și să aibă acces imediat la cursul respectiv. Pe partea de diplome. La sfârșitul cursurilor se pune la dispoziția cursanților automat diplome de participare. Aceste diplome reprezintă și din punct de vedere vizual și psihologic un plus în modul de a felicita cursantul, de a-l îi aduce mulțumiri pentru modul în care a parcurs cursul. Aceste certificate și diplome personalizate pot fi făcute pe tipuri de șabloane și puse la dispoziția cursanților. Așa, pe partea de testare. Partea de testare, cum am spus inițial, aș dori să discut mai în amănunt despre ea, pentru că reprezintă un obiectiv important într-o platformă de e-learning. Din punctul nostru de vedere, partea de testare poate fi obiectivă și poate fi construită așa cum dorește lectorul. Ce înseamnă asta? Noi putem crea teste contratimp pe mai multe tipuri de conținut, cu mai multe tipuri de răspunsuri, adevărat, fals, întrebare cu un singur răspuns și așa mai departe. Oferim posibilitatea sau nu a cursantului să reia cursul, oferirea unui bănci de întrebări. Ce înseamnă o bancă de întrebări? De exemplu, eu ca și lector pot să integrez în platformă un set de 20 de întrebări, dar voi seta platforma ca fiecărui cursant să îi se acorde, să îi se dea 5 întrebări, astfel încât niciun cursant nu va avea același tip de întrebări, ci vor fi puse aleatoriu. Asta este un foarte mare avantaj față de prezentarea testele care se dau la clasă, cum ar veni. Panoul de control. În platforma care am pus-o la dispoziția Camerei de Comerț, există 3 tipuri de utilizatori: administratori, lectori și cursanți. Fiecare din acest tip de utilizator va avea un panou de control care îi va oferi informații sugestive lor. Astfel încât lectorul va avea și partea de administrator va avea posibilitatea urmăririi statisticilor cursanților. Lectorul va avea tot timpul posibilitatea să urmărească cât la sută din cursuri a fost parcurs de către cursanți, așa, cum s-a răspuns la întrebări și notele care s-au dat pe respectivele întrebări. Asta îl face să aibă, să fie o caracteristică esențială și, să zic, să aducă o foarte mare valoare platformei e-learning. Iarăși, repet, aceste statistici ne diferențiază de foarte multe alte platforme sau alte moduri de a ne cuantifica, să zic, modul în care un cursant a parcurs și a conștientizat conținutul cursului pe care noi l-am prezentat. Așa, tot în panou de control există, ca și funcționalitate, posibilitatea discuțiilor de grup, astfel în cadrul unui curs,
cursanții și lectorii să poată poate avea un fel de forum de discuții pe partea asta. Așa. Acum, într-o primă fază, aș dori să vă prezint două modele de cursuri pe care noi le-am pregătit pe platforma academicembers.md. Unul este un curs de tip SCORM, este un curs realizat în aplicații externe, Articule Storyline se numește, de către experții noștri și este un curs interactiv. Pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți mai bine, este un fel de PowerPoint interactiv în care se pot introduce elemente de tip interactiv, adică cursantul va apăsa pe butoane ca să parcurgă informația. Tot în cadrul acestui curs se pot insera video, animații, audio, partea de testare și așa mai departe. Acum eu am să vă prezint cursul, numai o secundă. Așa. El se află pe pagina site-ului. După cum vedeți, acest curs e făcut, repet, în format SCORM, astfel încât el se va derula în funcție de interactivitatea cursantului. Așa, eu am să mă duc aleatoriu pe acest conținut, așa ca să vă prezint cum este structurată informația, ca un cursant să poată parcurge într-un mod cât mai ușor, cât mai lizibil și cât mai vizibil să-i fie afișată informația. Aceasta este partea de interacțiune care există într-un curs. Acest tip de curs, bineînțeles că înglobează și link-uri externe, astfel încât dacă se dorește a oferi o informație complementară la conținutul cursului, cursantul va fi redirecționat către un link extern. Și aici. Deci, aceste cursuri sunt realizate de obicei. Cei care creează aceste tipuri de cursuri se numesc Instructional Designer. Este o meserie nouă, ca să spunem așa, apărută odată cu platformele e-learning. Acel Instructional Designer este un creator de cursuri pe partea de online. El are obligativitatea structurării respectivului curs, astfel încât să fie cât mai ușor de parcurs de către cursanți. Pe partea asta poate fi oferit și partea de testare, așa, a cursului, care se poate observa aici. Aceste testări deja au fost verificate, să spun așa, și s-a făcut partea de testare în cadrul platformei și considerăm că funcționează destul, adică fără nicio problemă. Aici am să vă las pe dumneavoastră, să testați la rândul dumneavoastră platforma. Accesul la curs este gratuit, nu necesită decât înscrierea pe platformă, autentificarea pe platformă. Un alt tip de curs care poate fi oferit cursanților este acea structurare, cum vorbeam, pe capitole și pe lecții. Așa arată, de exemplu, un curs realizat sub formă de text, video și așa mai departe. Prezentări, fișiere de tip Word, Excel, PDF, PowerPoint, făcute în special în Google Drive. Asta recomand să fie făcute în Google Drive. Aici vedem un plan de lecții, cum este structurat conținutul cursului. Iar noi vom putea intra pe curs. Stați că mi-a intrat pe secțiuni. În partea stângă, după cum vedeți, este cuprinsul cursului. Noi putem în
prezentarea de față, să urmărim în mod aleatoriu conținutul. Nu avem niciun fel de restricție privind parcurgerea cursului, dar, repet, cum am spus și adineori, acest conținut poate fi urmărit secvențial, exact cum dorește lectorul. Cum v-am spus și adineori, se pot integra conținut de tip video. Care poate fi un curs filmat, să zic. Ideal observat după toți acești ani este că în spatele fiecărui model de structurare a faștilor vizitei, așa, poate să fie o animație și recomandăm, de exemplu, și utilizarea animațiilor în procesul de învățare. Aceste animații sunt făcute în aplicații dedicate. Sunt interactive, sunt pe bază de storyboard. Iar Vasile decide să ducă produsele la ieșirea. Așa. La fel cum s-a făcut în prezentarea anterioară, se pot face, de exemplu, cursuri interactive care au o continuitate în funcție de modul de răspuns, să zic, al cursantului. Așa. Partea de text poate să fie inserat. Textul poate să fie setat sub orice formă. Nu există restricții privind utilizarea textului. Așa. Pot exista teme care se acordă cursanților. Aici, de exemplu, noi setăm descrierea temei, iar cursantul va trimite în aplicație răspunsul lui, astfel făcând interactiv, să zic, acțiunea între cursant și lector. Asta este iarăși o componentă destul de importantă a platformei. Și tot așa partea de testare, care, repet, poate să fie contratimp. Așa. Aici am pus noi niște... Stați să mai și greșim, că deja eu știu răspunsurile la întrebări, dar... Rezultat, notă de trecere și așa mai departe. Bun. Pentru Camera de Comerț, revin la cursul care s-a făcut, care l-am prezentat inițial. Aceste cursuri recomandăm a fi folosite cel mai mult, aceste cursuri interactive, și din această cauză noi am realizat acest curs interactiv de care suntem foarte mândri împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Sunt cursuri interactive care, repet, pun într-o altă formă, mult mai vizibilă, mult mai lizibilă, a informației pentru cursant. Acesta este viitorul, sau pot să spun un pic așa, și prezentul, dar și viitorul surselor de formare profesională care vor fi folosite de către companii. Noi suntem o companie din România, avem în momentul de față ca și parteneri, ca și clienți, companii multinaționale care folosesc într-un mod foarte activ, așa, și chiar singular, să zic, ca și mod de formare, platformele e-learning. Au renunțat mare parte, să zic, la formarea clasică a angajaților și au trecut treptat, gradual, pe aceste platforme de e-learning. Felicit Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova pentru faptul că a dorit și a implementat acest mod de formare și că pune la dispoziția tuturor doritorilor din Republica Moldova această platformă de tip e-learning, astfel încât să se actualizeze, să zic, și acest mod de formare la nivelul țării dumneavoastră. Acum, ca și o scurtă prezentare, eu am încercat să fac o cât mai succintă prezentare, aș putea să zic să vorbesc pe partea asta mult mai mult, dar nu vreau să acaparez discuția,
Aș dori, dacă se poate, și dacă aveți dumneavoastră întrebări, să fie mai mult și o discuție interactivă între noi, ceea ce aș aprecia foarte mult la dumneavoastră. Vă mulțumim, domn director. Într-adevăr, ați avut o prezentare foarte interesantă și practică pentru cei care ne privesc și ne ascultă acum. Stimați parteneri, dacă sunt întrebări la domnul Cătrel, dacă nu, atunci văd în chat a fost o întrebare vis-a-vis de costul acestor module și câte deci sunt ele. Vreau să vă zic că cursurile sunt gratis, pentru 3 cursuri ele sunt accesul gratis și ele sunt disponibile și în limba română și în limba rusă. Pentru toată lumea să cunoașteți, deci pentru o perioadă de 3 cursuri puteți să le folosiți gratis, iar ulterior deja alte domenii o să discutăm cu colegii de la cameră, cu partenerii noștri de la Camera Internațională, să vedem alte cursuri cum vor fi oferite Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Vă rugăm, dacă sunt întrebări, vă rog să solicitați și să vă conectați microfonul. Vă rog. Dumneavoastră ați făcut o prezentare, domn director, extraordinară. Toată lumea este clar ceea ce ați făcut. Într-adevăr, o prezentare interactivă foarte bună și ați făcut instrumentele foarte accesibile și ușor de a fi utilizate. Deci vreau să văd dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, atunci să mulțumesc tuturor pentru prezență, participare. Vă rog să luați în considerație că Camera de Comerț și Industrie este deschisă pentru a vă oferi toată informația necesară dumneavoastră pentru a utiliza această platformă. Nu ezitați să ne contactați și în final vreau să vă urez tuturor sănătate, sănătate și iar sănătate. Mulțumim!